Afară îi vopsi gardul, înăuntru îi leopardul, este zicala românească ce îi se potrivește perfect orașului Giurgiu. Deși alte orașe se întrec în lumini și decorațiuni de Crăciun care mai de care mai frumoase, municipiul nostru se poate lăuda doar cu decorațiunile de pe șoseaua principală și cele din parcurile mari din oraș. Mai avem mai puțin de 3 săptămâni până la Crăciun, iar municipalitatea a început deja să decoreze orașul pentru iarnă. Din păcate, putem observa cum parcurile din cartierele mărginașe nu beneficiază de acest lucru. Se pare că pentru municipalitate importante sunt parcurile din centrul orașului. Chiar dacă pe 1 decembrie a avut loc deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă în orașul nostru, de aprinderea luminilor din bradul oferit de municipalitate, se vor bucura doar cetățenii ce locuiesc pe artera principală. Celor ce au domiciliu în cartierele limitrofe, reprezentanții serviciului de iluminat public au dispus conform graficului primăriei să monteze doar câte o instalație de lumini pe o rază de circa 800 de metri. Oamenii spun că atitudinea municipalității nu este corectă pentru că și ei la rândul lor sunt plătiți de taxe și ar trebui să beneficieze de aceleași facilități ca și ceilalți cetățeni. Și nouă ne place să fim și aici, să avem. Toată lumea plătește aceeași taxă, nu? Nu numai centru. Nu știu, nu face bine. Să bucure toată lumea, e bine să fie peste tot. Ba asta e. Dacă nu ar avea bani, nu știu ce să zic. Ar fi frumos peste tot, nu? Că e Crăciunul la toată lumea. Poate eu n-am timp să mă duc acolo, nu pot să ajung, nu? Zic eu, nu știu acum. Decizia le aparține, nu? Directorul serviciilor locale Giurgiu Sevastian Ionel susține că au fost amplasate ornamente pentru Crăciun în parcurile mari din oraș, în piața centrală, pe strada Gării, pe șoseaua București, în cartierul Tineretului. Întreba de ce cartierele limitrofe ale orașului nu beneficiază de același regim ca și zonele centrale, directorul serviciilor locale a motivat faptul că nu sunt bani, dar se vor face însă eforturile necesare pentru ca și aceste zone să beneficieze de aceleași ornamente. Încercăm. Ce am avut? Am avut propuneri și am avut achiziții, am ornat. Încercăm și la acele locuri de joacă să mai adăugăm ceva ca să se bucure lumea și din zona respectivă. Dar știți, orașul e foarte mare și ca omul acasă își pune bradul în sufragerie. Să se bucure toată lumea. Am zis să punem în zonele mult circulate și călcate de toată lumea municipiului. Aceasta a fost gândirea. Deci va exista totuși o posibilitate ca până în Crăciun să avem și în zonele limitrofe, să spunem, ale orașului. Da, facem eforturi și pentru aceasta. Rămâne de văzut acum dacă autoritățile se vor ține de cuvânt în cele promise sau și anul acesta se vor repeta diferențele devenite deja tradiționale dintre cetățenii din centru și cei de la periferie.